Este ora 4 după masa urșilor și eu abia m-am trezit, așa că vă urez bună dimineața. Am stat toată noaptea până dimineața la 9 cu Măiuțu. M-am dereglat total de la somn, dar nu contează. Important este să se facă bine și trebuie să stau cu ea noaptea ca să nu se miște, să nu se zbată, să nu încerce să meargă, să se pună pe picioare. Ai mei sunt în operație acum cu ea, sunt la Vâlcea. Abia aștept să se întoarcă acasă cu ea să o văd. Sunt de la ora 12 în operație, sunt de 4 ore în operație. În fine, o să vă țin la curent pentru că o să fiu și diseară și la noapte o să fiu de serviciu, o să stau cu ea. Ca să începem această zi, mi-am pregătit aici o cafeluță naturală Jacobs, pe care o să îndulcesc cu două lingurițe de miere de rapiță și o să consum și o linguriță de păstură, de pâine albinelor. Produsele mele apicole, singurele suplimente pe care le folosesc ca să fiu puternic și sănătos ca un urs. Aici mai avem foarte puțină miere de rapiță, sper să-mi ajungă. Dacă nu mi-ajunge, o să mă duc jos în depozit și o să-mi iau alborcan. Vă las, vreau să-mi pregătesc cafeluța să o savurez și ne vedem mai încolo. Vă țin la curent și cu Măiuțu. O să vă arăt și toate mesele pe care le consum astăzi. Într-o zi de menținere după ce am slăbit 50 de kilograme. Pentru micul dejun avem aici o roșie de la mine din curte imensă. Uitați cât de mare este roșia asta. Deci este enormă, enormă, enormă. Stați așa să pun, să vedeți pe lângă pumn cât e. Deci este gigantică, da? Pe lângă pumnul meu. Enormă este. O să mâncam cu niște brânză. Dar nu de oaie, de vacă, din asta luată de la Lidl. E foarte bună brânza asta, îmi place foarte mult. Are undeva până în 300 de calorii. Dacă vreți să slăbiți, nu vă recomand să mâncați unt, însă eu o să mănânc câteva feliuțe pentru că n-am mai mâncat de mult și mi-este poftă. Și o să mâncăm totul cu câteva felii, vreo 4 felii de pâine din asta neagră de la Velpitar. Vă urez poftă bună tuturor! Stai mai, stai pe aici acolo, stai acolo, stai. Stai pe aici, stai, stai jos, pune capul jos, pune capul jos, stai acolo. Ce se mai apucă? Am un picior să-i facă așa celălalt. Păi e una aici și... Mai e una aici. În câte locuri a fost rupt? Aici, da. A fost aici. Nu mai știu, în două locuri a fost asta. Avem aici o gustare de la Chio Chips Snack cu sare. Sunt niște chipsuri din astea mai boschetare. Ia să vedem. Snack din cartofi expandat și prăjit. Hai să vedem câte calorii au. Ia să vedem noi aici. Energy 157 de calorii pe porție de 30 de grame. Dar câte grame au astea? Câte grame are toată punga asta? Ia uitați, are 65 de grame. Deci ar veni cam două porții, 157 ori 2. Și astea sunt caloriile acestei pungi de chipsuri. Pentru a doua masă pe ziua de astăzi avem o fasole, iahnie, ia uitați ce bine arată. A pregătit-o șeful meu bucătar, avem aici 3 bucăți de carne. Avem costiță din asta așa, fumătură. Ia uitați cât de bine arată. Puh, și cum iese carnea, cum iese osul din carne. Extraordinar, foarte fragedă. O să mănânc cu doi ardei din ăștia în salamură. Am zis ardei, vreau să zic castraveți. O să mănânc cu doi castraveți din ăștia în salamură. Și aici avem pâine. Avem pâine din asta neagră de Velpitar. O să mănânc vreo 3 feliuțe, 4, nu știu. În jur de 100 de grame, să zicem, da? 4 feliuțe de pâine, apropo, 4 feliuțe de pâine au 100 de grame. Ca să știți așa aproximativ. Vă urez poftă bună tuturor. Urșilor, deja am ras două bucăți de carne. Ia uitați aici oasele. Mai am două felii de pâine. O să mă încadrez în pâine, nu o să-mi trebuiască mai mult de 3 felii. Vreau doar să vă arăt cum e carnea asta. Deci se topește în gură. Este extraordinară. Uitați și voi, se rupe cu furculița. Este extraordinară. A găsit șeful bucătar la carmangerie scăriță. Dar este foarte groasă și are foarte multă carne. Foarte, foarte șmecheră carnea asta. E extraordinară.
Ia să vedem cum e înghețată asta, că n-am mai mâncat până acum. E interesantă. Ia uitați, are chestii crocante așa pe ea. Chiar foarte bună și asta. Nu știu, înghețatele astea de la Lidl au un preț foarte, foarte mic și sunt foarte bune. Foarte calitative. Sunt dulci, sunt cremoase, sunt extraordinare. Ia uite ce bea purcelușa mea. Ia uitați câtă apă bea. Un castron întreg. Of, ce rău îmi pare de ea. Trebuie să stau aici cu ea toată noaptea să nu se miște. Ce limpă e. Hai, fetițu, că te faci bine. Bravo. Ia uite câtă bea. Nu știu dacă auziți cum se... Cum se aude. Ia uitați aici. Gata, fetițu, câtă bei. Așa multă bei. Ia uitați, bag al doilea castron deja. Acum s-a trezit mai bine după anestezie, după operație. Este noapte, este ora 1. Și bagă deja al doilea castron. Vă dați seama, de la 1, de la 2, de când a operat-o. După 12 ore acum s-a trezit mai bine și... Ia uitați câtă apă bea sărăcuța. Al treilea castron pe care îl bagă sărăcuța. Doamne, câtă apă bea. I-am pus în curnăciură acolo, nici nu vrea să-l vadă. Vrea doar să bea apă. E sete rău de tot. Atât durea, apă. Mi s-a făcut foame urșilor, iar pentru masa asta avem o ciorbă foarte mare aici. E un castron destul de mare, o ciorbă foarte bună de afumătură. Îmi place foarte mult ciorba asta. Mi-am pus și niște ardei iute din ăsta. Mi-am pus aici peste. Avem foarte multă carne, avem și niște fidea, legume. Ia uitați ce carne faină. Mi-am pus 3 bucăți de coastă din asta, de scăriță. Și e super, super plină de carne scărița asta. Arată foarte bine. Carne afumată. Și aici avem 2 filițe de pâine. S-a făcut ora 3 noaptea. Trebuie să stau aici cu ea. O să stau până dimineață. Până la 5-6. Ia uitați, se mișcă. Stau aici cu ea să o mângâi. Să o țin, să nu se lingă. Rana e cam supurează. Mereu eu șterg. Încerc să-i păstrez rana cât mai... Adică rana, operația. Să o păstrăm cât mai uscată. Ca să se închidă cât mai repede. Și ea n-are voie să se miște deloc. Nu, fetița, nu. Nu, stai acolo. Stai, stai jos. Stai jos, fetița. N-are voie să se lase pe picior, să se miște. Și bineînțeles, nici să se lingă. O să stau până dimineață, până se trezesc ai mei. Și o să am grijă de ea. Avem aici o gustare, avem niște negrese. O prăjitură de casă, așa. Ia uitați ce fain arată. Dacă ar focaliza și asta mai bine, ar fi extraordinar. Ia să vedem cum e. Bună. Cu scorțișoară. Cu nuci. Foarte bună. Și aici văd că mai avem niște alune prăjite. Ia să vedem cum sunt și astea. Bune. Hazelnut. De astea sunt în Nutella. Numai că sunt un pic prăjite și cu puțină sare. Foarte bune. Să știți că alunele au foarte multe calorii, pentru că sunt bogate în grăsimi, dar grăsimi sănătoase, da? S-a făcut ora 4 dimineața, i-am mai dat un castron cu apă, a început să se miște iarăși și i-am dat cârnat, n-a vrut să mănânce. Și m-am gândit să o încerc iară cu apă și uite că apă iară bea. Cred că e al 4-lea, al 5-lea castron. Incredibil cât apă bea.